facem tot algebră. Dacă facem tot algebră, facem mâine, mergem mai departe. Haideți să vedem. Nu, nu vă plac exerciții? Arătați că următoarele fracții sunt ireductibile pentru orice n mic aparține lui n stelat. 18 de la pagina 10. Dar ce a vrut să fac autorul? Ce a urmărit aici în exercițiile? Hai să vedem. Când ne-am dus repede de la exercițiu și n-am insistat mai mult. Știți, eu am făcut o practică din asta. Nu plecăm de la un exercițiu decât după ce înțelegem șmecheria de desubt. Ce a urmărit el? Care a fost scopul lui? Dacă cum să-l scoatem pe acel dix... Nu, mai devreme. El a urmărit transformarea unui număr periodic simplu sau mix în fracție ordinară. Corect. Și, alt lucru important, numărul care la fracția ordinară care, la care s-a ajuns la un moment dat era după simplificare. Și aici e șmecheria pe care Miruna a prins-o, ca să vadă cu cât amplifică, împarți la numitorul acela, fracții date de el, pe fostul numitor de la început, ca să știi cu cât amplifici. Adică, mai concret, să ne vedem, ultimul exercițiu mă interesează, să ne vedem. 0,x8 perioadă y4z să fie egal cu 27 spre 148. 27 supra 148. Merită aceste lucruri puse la punct, pentru că dacă vrem să avem câștigat un pic de experiență din exercițiul ăsta, trebuie să știm cu ce lucruri plecăm. Ca într-un alt exercițiu să folosim cu multă siguranță. Și atunci, el a vrut să spună, știu ei să spună x, 8, y, 4, z, minus x, 8, adică să transformăm. Mm-hmm. Corect, da? Supra. Supra. 9, 9, 9, 3 de 9 și 0, 0 egal cu 27 supra 48. Deci prima etapă. Corect. Acest lucru trebuie foarte tare reținut. Știm să facem asta, Adi? Da. Deci știm asta, da? Asta știm. Bun. Al doilea lucru important este să împartă pe 9, 9, 9, 0, 0 la 148 ca să vezi repede cu cât amplifici. Neapărat trebuie să împarte din număr exact de ori. 675. Deci, de-a dată e 675. Ca să scăpăm de numitor. Deci 675. Încât să avem același numitor și, practic, din astea două să ajung la ecuația x, 8, y4z. Toată lumea scrie asta. Da, minus x8. Minus x8. Așa. Să fie egal cu 27 ori 6. 75. 75. Foarte important. Aceste lucruri trebuie foarte bine știute. Da? Deci, după ce transform, după ce fac împărțirea asta și amplificul, ajung la asta. De acum, de aici, s-a mers pe două culoare. Unul acela de traducere al numărului, respectiv x8, y4, z. S-a muncit. Și s-a muncit cu greșeala. Atenție, și minus. Cu greșeală. Și aici, atenție, minus un număr, înseamnă minus și cifra unităților și a zecilor și a sutelor. Minusul acela se află în fața parantezii, da? Și este lucrul esențial. Am greșit. Așa, dar cu aceste două plecăm de la exercițiu. Corect. Da? Și cu varianta Miruna, deci varianta clasică, în care muncim acolo, și varianta Miruna. Ea merge foarte rapid pe chestia aceea și merge foarte bine exercițiul. Da. Bine. Acum să ne ducem. 18 de la pagina 10. Pagina 10. Arătați că următoarele fracții sunt ireductibile pentru orice n mic aparține lui n stelat. Vedeți ce fracții. A mic. N supra n plus 1. N plus 1. B mic. Vi le dau pe toate? Să ne uit ocupat de asta. Deci, N supra N plus 1, ireductibilă. Pentru N aparține lui N stelat. Contează? Da. Deci, să arătăm că asta este ireductibilă. Oricare ar fi N, din N stelat. Adică N nu are voie să fie 0. 1.
trebuie să fie 1. Cine? El. 1, da? Da. 1 pe 2, adică. Da. 1 pe 2 este reductibil. Mm-hmm. Dar zici, pentru, noi trebuie să arătăm, nu pentru un particular, ci indiferent ce ne folosim acolo. Apoi N aparține numărul de la 1 la 9. Păi trebuie să dovedim asta. Adică dacă pui în loc de N 7, 7 pe 8. Ireductibil. Este ireductibilă. 11 pe 12. Mm-hmm. Este ireductibilă. Dar noi trebuie să spunem că indiferent ce N vom pune. Deci, particular, așa, nu-i problema ușor sunt de două numere consecutive. Deci, N și N plus 1 da. Sunt două numere consecutive. Și orice număr am pune consecutiv, cum ar fi, nu poate, 29 cu 28, sunt reductive. Dar ce înseamnă reductive? Să, nu au niciun, da, niciun divizor comun. Da, nu au niciun divizor comun. Bună, are, când zic 6 pe 8, 6 pe 8... Au, pe 2. Ăla au pe 2, da? Da. Deci 6 pe 8 egal cu cine? Cu 3 pe 2. Cu 3 ori 2. Da. Și 4 ori 2. 2 cu 2 și 2 și face 3 pe 4. 3 pe 4. Au pe 2. Deci au pe 2. Cu alte cuvinte, noi trebuie să spunem așa, că două numere consecutive, cum am spus Miruna, N și N plus 1, nu au niciun divizor comun. Dar trebuie să muncim aici. A, trebuie să muncim. Ce nu puteați fi asta explicația. Deci este o observație care stă în picioare, dar trebuie și mai bine argumentată. Să încercăm să vedem dacă ne vine vreo idee. Deci trebuie să arătăm că cel mai mare divizor comun al lui N și N plus 1 este 1. Asta înseamnă că fracția este reductibilă și numerele sunt prime între ele. N și N plus 1. Cel mai mare divizor comun al lor, al lui N și N plus 1, este 1. Data trecută între 6 și 8, care este divizorul? 2. Da? Că 6 se parte și la 2, 8 se parte și la 2. Da. Adică 2 îl divide și pe 6 și pe 8. Deci, vedeți, nu am... Aici trebuie să munceți că N și N plus 1, cel mai mare divizor comun al lor este 1. Mm-hmm. Presupun că nu o să iei așa. Presupun că nu e așa. Deci presupunem că N ar avea D ori ca 1. D ori ca 1. Un divizor. Și N plus 1? Și N plus 1 ar avea pe D ori ca 2. Da, N și N plus 1. Unde ca 1 și ca N, deci e egal cu D ca 1, N plus 1 următorii D ori ca 2, din astea două, să-mi iese că D egal cu 1. Dacă îmi iese că D egal cu 1 din astea două, gata. E gata problema. Păi dacă N ar fi D ori ca 1, înlocuim pe N aici. Da. Și-ar veni. D ori ca 1. D ori ca 1 plus 1 să fie egal cu D ori ca 2. Atunci, hai să ducem pe D, scădem pe D ca 2 din ambii, sau pe D ca 1 din ambii membri. Și de aici rezultă că 1 ar fi egal cu D ca 2 minus D ca 1. Nu știu dacă m-ați înțeles, copii. Deci, practic, scăz din ambii membri. Pe cine scad din ambii membri? Pe D ca 2, D ca 1. Da. Și rămâi doar 1, aici rămâne 1, egal cu D ca 2 minus D ca 1, da? Da. Și scot pe D în factor aici, ar vine că 1 egal cu D pe lângă, e D și într-un membru și în altul. Corect. Adică ne-ai rămas în urmă. Hai să luăm din nou. Deci, presupunem că n-ar fi prime între ele, N și N plus 1. Ei, dacă n-ar fi prime între ele, înseamnă că N ar fi D ca 1, N plus 1 ar fi D ori ca 2, care avea un divizor. Copii. D divizor, da? Da? Adică urmărește-ne, lasă oamenii. Deci, dacă N și N plus 1 nu sunt prime între ele, cum e cazul nostru aici, 6 și 8 nu sunt prime între ele, nu au pe D cel mai mare divizor comun. Iată, l-au pe 2. Înseamnă că 6 de aici, cum s-ar scrie, Adi? 6 egal cu 2 ori 3, iar 8 s-ar scrie 2 ori 4. Vezi, exact așa am zis și eu aici. N
Dacă nu sunt de acord că ar fi, nu, n-ar fi unul, asta înseamnă că nu ar fi doi ca unul, cum ar fost aici doi, deci rolul lui doi îl joacă un D, un divizor, D ca 1 și N plus 1, D ca 2. Ce am făcut acum? Pe N ăsta l-am pus aici. Și vine, în loc de N cât pun? D ca 1 plus 1 egal cu D ca 2. Înlocuit-o pe prima la a doua, aduți-o. Da? Deci, în loc de N de aici, l-am pus pe D ca 1. Și restul a copiat. Și a copiat. Plus 1, plus 1 de aici, egal cu D ca 2. Scal din ambii membri pe D ca 1, deci și din stânga și din dreapta, și vine D ca 1 minus D ca 1 face 0. Și rămâne doar 1. 1 egal cu D ca 2 minus D ca 1. D ca 2 minus D ca 1. Da, ca 2 minus ca 1 înseamnă 28 minus 27 și 1. Secundă. D-ul ăsta, îl dăm în factor comun. L-am dat în factor comun și vine D pe lângă K2 minus K1. Și acum, cât ori cât se facă 1? Cât ori cât la mulțiric numele întregi? Deci de aici rezultă că D egal cu 1 și K2 minus K1 se facă 1. Deci, dacă presupun că există un alt D diferit de 1, deci există un alt D diferit de 1, e o prostie. Eu am ajuns că D trebuie să fie 1. Deci divizorul 1. Deci intră în contradicție. Deci rămâne numai că D egal cu 1 și atunci nu au un divizor. Alt divizor diferit de 1. Deci sunt prime. Deci sunt prime între ele. N și N plus 1 sunt prime între ele. Deci observația făcută de tine că două numere consecutive sunt prime între ele, este riguros argumentată în demonstrația asta. Mai insist o dată. Deci autorul ne spune așa. Demonstrați voi că N supra N plus 1 este ireductibil. Nu se mai poate simplifica niciodată. Adică 3 pe 7, 5 pe 6 și așa mai departe. Deci mărind cu o unitate numitorul, totdeauna fracțiile care rezultă niciodată nu mai sunt simplificabile. Niciodată nu mai sunt simplificabile. Avem B, domn profesor. O secundă să termină. Da. Terminăm asta. Ce am gândit noi? Am făcut o demonstrație prin reducere la absurd. Presupunem că ar fi simplificabile. Adică presupunem că ar exista un divizor diferit de 1. Nu 1. Că dacă ar fi 1, sunt primii între ele. Presupunem că există un divizor altul decât 1. Deci presupunem că există un D diferit de 1. Și atunci, atât ăla din numărătorul de sus, cât și numitorul de jos, să scriu ca fiind, cum s-o scris aici, 2 ori 3 și 2 ori 4. Un divizor, oricum. Un divizor, un D, oricum, 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 celălalt, da? Scriindu-ne așa și trecând la calcul, iată-ne la lucru, constatăm că apare relația 1 egal cu D ori ca 1 minus ca 2. Cât ori cât se facă 1? 1. Numai dacă fiecare din cei doi termeni sunt 1, nu? Corect. Deci D egal cu 1 și ca 2 minus ca 1 egal cu 1. În final, răspunsul este clar. Nu există varianta ca și un D diferit de 1. Și numai cu D egal cu 1. Și atunci fracțiile sunt, respective, sunt totdeauna ireductibile. Noi trebuia să arătăm asta. Corect. Am arătat pe riguros ăsta. Da. Mergem mai departe. B. N plus 1 supra 2N plus 3 să fie ireductibilă. Este și ea ireductibilă. Trebuie să demonstrăm, da? Da. N plus 1 supra 2N plus 3 este și ea ireductibilă. Adică ce vrea să spună autorul? Indiferent ce N punem noi, hai să punem pentru N egal cu 5. Ce fracție există? 5 plus 1, 5 adică 6. 6 supra 10, 13. 10 și cu 3, 13, nu se mai poate simplifica. Corect. 6 pe 13, pentru, e clar, pentru particularizarea asta, pentru situația particulară. E adevărat, 5, da. Este ireductibil. Pentru un alt N.
egal cu 11. Cu 11. Atunci, avem 11. Fracția arată 11 și cu 1. 12. Hai copii, ziceți voi. Supra, da? Cine vor mai ști? 2 ori 11, 22 plus 3, 25. Ireductibil. 12 pe 25 nu au niciun divizor. Este ireductibil. Pentru un alt termen, dați-mi voi un alt termen natural. 12. 12. Hai zi. 13 supra 24. 27. 27. Da, vedem. Tot 13 ori 2 plus 1 egal cu 27. 13 ori 2 plus 1. Ar fi și acolo 12 ori 2 plus 1 egal cu 25. 6 ori 2 plus 1 egal cu 13. Deci ce vrei să spui tu? În felul numărătorul de acolo, 27 egal cu 2 ori, dacă locuim pe 13 cu n plus 1, 2 ori n, 2 ori n plus 1. Plus 1. Plus 1. Deci 2 n plus 3 egal cu 2 ori n plus 1 plus 1. Păi da, mama, pentru că 2 n plus 3 este Miruna, Miruna ne duce, după observațiile acestea făcute, că 13 ar fi de 2 ori numitorul plus 1, că 25 ar fi de 2 ori 12 plus 1. Numărător. 27 de 2 ori 13 plus 1. Poate să fie asta o observație foarte frumoasă, foarte interesantă. Deci tu spui așa, muncim un pic la n plus 1 supra 2 n plus 3 și îl aranjăm, să notăm n plus 1 cu un a. Da? N plus 1 cu un a. Și atunci va fi de tipul a supra, aici, a, ca să vină, 2 plus 1. Așa ar fi, ca să înțeleagă toată lumea, hai să zicem, să rupem pe 3. În 2 plus 1. 2 plus 1. Deci vine 2 n plus 2 plus 1. 2 plus 1. Și egal mai departe cu a supra. 2 n plus 2, putem să scoatem un 2 în factor comun. Și rămâne 2 pe lângă n plus 1. Și face 2 pe lângă n plus 1 plus 1. Da. Și egal mai departe cu a supra. 2 a plus 1. Asta am notat cu a, 2a plus 1. Și m-am dus pe observația ta că fracțiile s-au mișcat din ce, da, ce erau ele, n plus 1 supra 2n plus 1, în a supra 2a plus 1. Da, da, și a arăta că fracția asta este ireductibilă, e de fapt a arăta că asta este ireductibilă. Corect. Da, dar noi știm că a egal cu 2a... A egal cu n plus 1. Da. Atât. Atât. De acum am părăsit problema. Deci, prin intervenția ta, am mișcat fracția aceea într-o altă fracție, de tipul a supra 2a plus 1. Adică, iarăși, aproape aceeași problemă ca aia, nu? Pare să fie aceeași problemă ca cea de înainte, dar numai că acolo sunt consecutive, n, da, și n plus 1. Aici este dublu lui a plus, plus 1. 1. Trebuie să muncim. Deci, tu mi-ai propus, și este observația ta pe care o respect, ai mișcat problema în asta. Și este asta ireductibilă dacă asta este ireductibilă. Da? Ireductibilă trebuie să arătați. Mulțumesc. A egal cu 2 ori ca 1. Abia acum facem. A egal presupunem. Cu 2 ori ca 1. Presupunem. Am făcut de la început așa. Foarte bine. A plus 1. Da, adică, am zis că n plus 1 egal cu 2 ori ca 1 și 2 n plus 3 egal cu 2 ori ca 2. Perfect, perfect. Și m-am încurcat la un moment. Hai să mă întorc după observația. O să mă vezi și aici, dacă e mai ușor, Miruna. Deci am fost mânat de observația ta și ne-am dus ori asta, ori cealaltă. Și fiindcă Adi a plecat cu ea de la început, mergem pe varianta lui. Și deci Adi a zis așa. Presupunem că n plus 1. Presupunem că fracția, ziceți cum, fracția este reductibilă. Reductibilă. Adică s-ar putea simplifica. Faptul că este reductibilă, în paranteză, se simplifică printr-un D. Prin D. Printr-un număr D. D diferit de, se simplifică prin D diferit de 1. Un alt D. Asta înseamnă că n plus 1
egal cu D ori K. N plus 1 egal cu D ori K1. Așa este, nu? Dacă au pe divizor cu care simplificăm și numărător și pe numitor. Și 2N plus 3 egal cu D ori K2. 2N plus 3 egal cu D ori K2, nu? Faptul că există acel D prin care simplificăm numărătorul și numitorul înseamnă că atât numărătorul cât și numitorul au pe D divizor. Și, Adi, ce facem acum? 2 și înlocuim pe N. Îl scoate pe N de sus. Da, deci și este 2 ori... Nu e egal cu D ori K1. Da, nu, e 2. Ori N e egal cu D ori K1, din primul da. Să scoate. A, da. D ori K1. D ori K1 minus 1. Da. Minus 1. Tu te gândi să mă amplific și poate cu 2 și sus și jos. Și asta ar fi o idee. Dar D ori K1 minus 1, da? Și cu N-ul ăsta, unde mă duc? Acolo, și la locul e și 2 ori D ca 1. 2 pe lângă, da? Da, 2 pe lângă. D ca 1 minus 1. Da. D ca 1 minus 1 plus 3. Egal cu D ori ca 2. D ori ca 2. Și de aici scădem în D ca 1. Hai să lucrăm, hai să lucrăm. Deci facem paranteza. Știm distributivitatea. Deci echivalentul. Echivalentul. 2 ori D ori K1. Da. 2 ori D ori K1 minus... Minus 1. Minus 2. 2. 2 ori 1, 2. Minus 2. Plus 3. Egal cu D ori K2. D ori K2. Echivalent cu? Păi, ar fi... D ori K1. Minus 2 plus 3 face 1 aici, nu? Da. Deci 2 ori D K1. Plus 1. Plus 1. Plus 1 egal cu... D ca 2. D ca 2. Și scădem un cine din ambimembrii? Un D ca 1. Un 2 D ca 1. Un 2, așa, un 2 D ca 1. Deci 2 ori D ca 1. D ca 1 din ambimembrii scădem. Și rămâne 1 egal cu... egal cu D ca 2. D ca 2 minus... D ca 1. Minus 2. Minus 2. 2 D ca 1. Da? Și scoatem acum un D factor comun, că este și într-o parte și în alta, și apare ce? 1 egal cu D pe lângă K2 minus 2 ca 1. Minus 2 ca 1. Da. Deci hai să scriem că o dată invers. D înmulțit cu D înmulțit cu K2 minus 2 ca 1 D înmulțit cu K2 minus 2 ca 1 egal cu 1. Adică am de înmulțit două numere, ăsta ori ăsta se fac 1. Adică 2 e 1. Deci neapărat. D e egal cu 1. D e egal cu 1. Și K2 minus 2 ca 1. Și K2 minus 2 ca 1 egal cu 1, da? Da. Dar faptul că am găsit D egal cu 1, sunt foarte încântat. Deci cât oricât se facă 1 la mulțire, numai D că e egal cu 1. Concluzia. Să nu mai îndrăznesc eu să presupun că ar exista un alt D. Că ce prostii, ce trăznaie. Intru în contradicție. Deci să nu cumva să mai gândesc vreo clipă că ar exista posibilitatea ca N plus 1 să fie un D ca 1, 2 N plus 3 un D ca 2 cu D diferit de 1, să nu mai îndrăznesc gândirea. Așa că intru într-o contradicție. Intru în absurd, într-o situație absurdă. Observ, ajung la D egal cu 1. Dar numai așa deci, demonstrăm. Așa, da, da. Sigur că da. Deci, după raționamentul făcut, după raționamentul făcut, tragem concluzia. Două puncte. Cu roșu. Da, tragem concluzia. Două puncte. Să nu mai îndrăznim să nu mai îndrăznim, atenție, să nu mai îndrăznim să presupunem că fracția s-ar simplifica printr-un D diferit de 1. Să nu mai îndrăznim să presupunem că fracția s-ar simplifica printr-un D diferit de 1. Pentru că intrăm într-o contradicție.
ajungem la D egal cu 1. Da? Asta e corecția. Cu un D diferit de 1. Deci nu mai îndrăznim să presupunem că fracția ar fi... s-ar simplifica pentru un D diferit de 1. Pentru că, în final, după ce raționăm, pentru că în final ajungem la o contradicție. Ajungem la D egal cu 1. Asta e contradicția. Noi am presupus că ar fi un D diferit de 1 și în final am ajuns că D este 1, după simplificare. Absurd. Absurdă este situația asta, da? Subliniam. Deci aici ce trebuie să înțelegi? Mecanismul ăsta de, pentru mecanismul prin care arătăm că o fracție este ireductibilă. Presupunem că ar fi ireductibilă, adică s-ar simplifica fracția printr-un D diferit de 1 și mergând prin raționament de aproape în aproape, calculul făcut cu atenție, ajungem că D este 1. Nu poate să fie decât 1. Nu poate să fie, adică să nu mai îndrăznim să fie diferit de 1, pentru că ajunge la D egal cu 1. Absurd, contradicția, se vede? Deci din asta reținem mecanismul AD. Și ce trebuie să mai reținem? Cei care ne urmăresc trebuie să rețină. Să nu uite să și like. Așa, să dea like și share, pentru că este un moment foarte important al lecției, da? Sper că i-am convins și pe ei. Și mai vedem încă un exercițiu. Mănânc mai acolo exercițiu. Da, mai am alt exercițiu. Așa. Deci, determinați cifrele A, B, C. Și exercițiu. 20 de la pagina 10. A, B, C, diferite de 9. 20 la pagina 10. Determinați cifrele A, B, C diferite de 9. Determinați A, B, C. Diferite de 9. Cifrele, nu? Determinați da. Cifrele A, B, C. Da. Determinați cifrele A, B, C diferite de 9. A, B, C, cifre diferite. Hai să spun da, diferite de 9. 9. Astfel încât A plus C. Așa încât. A plus C egal cu 2B. Așa încât. A plus C egal cu 2B. 2B. Și pentru care are loc egalitatea. Așa, la care mai adăugăm o altă da. Relație. A, virgulă, B, perioadă C, barat. A, virgulă, B, perioadă C, așa. Barat, plus B, virgulă, C, perioadă A. B, virgulă, C, perioadă A. Barat, plus C, virgulă, A, perioadă B, barat. Este egal cu 13, perioadă 3. 13 perioadă sau egal? 3. Frumos exercițiu. Știm că A, B, C, cifre și diferit. 9 nu sunt sigur. Deci A, B, C nu poate să fie 9. Astfel încât A plus C să fie 2B. Nu poate să fie 9 și nu poate să fie barma 9. 0 poate să fie, nu? A plus C, 0. Păi iau... Dacă poate să fie 0. Da, poți să pun 0 virgulă. Sigur că da. Deci nu e un număr cu prima cifră. Așa poate să fie și 0. Da, insistăm. A plus C trebuie să fie 2B, domn profesor. Sigur că da. A plus C trebuie să fie 2B. Deci dacă nu sunt 9, 8 poate să fie. Și B, 4. 2 ori 4, 8. Deci, dacă nu poate să fie 9, ce numere adunate se fac de 2 ori B? Poate mai târziu folosim asta. Okay. Da? Deci, nu ne concentrăm foarte tare pe chestia asta. Înseamnă că A-ul și C-ul pot să urce până la 8. Cel mult 8 ori 2, 16. Și 2 ori cât se facă 16, B-ul tot 8. Desfacem a doua relație. Deci Miruna ne îndeamnă să ne ducem la a doua relație, pentru că hai, acolo hai, am avea secretul. Să vedem. A întregi și... A întregi și... BC minus B. BC minus B. Adică e corect? Da. BC minus B. Deci A întregi și BC minus B supra 90. Plus. De ce 90? Pentru că 9 din avem o singură cifră la perioadă 9 și un singur 0 pentru partea neperiodică. Plus
B întreg și C A minus C. Și C A minus C. Supra 90. Plus C întreg. C întreg. Și A B minus A. A B minus A. A pe 90. Pe 90. Egal 13 întreg, 3 pe 9. 13 întreg. Și respectiv 3 pe 9. Și acum așa, 90 ori A plus BC minus B pe 90. Deci tu propui, deci 90 A plus BC minus B pe 90. Adică introduci întregi în fracție, da? Deci zici 90. Așa, 90 ori A plus BC minus B. BC minus B. Pe 90. Plus, au același 90, o să amplificăm pe aici cu 10, să avem egalitatea. Bun, plus 90B. 90B dintr-o 60. 90 B. B. Plus, plus C. A. A minus C. C. Plus 90C. Plus AB minus A. AB minus A. Este egal cu? Este egal cu 9 cu 3, 9 ori 13, da, plus 3 cu 9 se simplifică. Da, dar Miruna în final nu ne încălzește da. Foarte tare, că am zis că amplificăm cu 10 ca să fie, da? Da? Deci vine 13 ori 9. 13 9 ori 3, 27 și 2, 9 ori 3, 120. Așa, 120. 120. 107 pe 9. 118 pe 9. Hai să vedem că 3 ori 9, 27, 9 ori 9 și cu 2, 11. Deci vine 117. Și cu 3 de aici. 120. Da. 120, de ce ziceai 120? 120 ori 10. 120 ori 10, 1200. 1200. 1200. Corect. Asta ar fi relația. Hai să muncim la ea. Da, da, așa. Și avem așa, 90 A plus 10 B. Așa. 90 A plus 10 B plus C. Minus B. Hai să zicem. 90 A plus 10 B plus C minus B plus 90 B plus 10 C plus A plus A minus C plus 90 C plus 10 A plus B minus A egal cu 1200. Corect. Și acum să reducem termenii cu A. 90 A plus A, avem 91 A. Aici, 91 A. Plus 10 A avem 101 A. Da. Minus A avem 100 A. Deci vine 101 A. 100 A. 100 A. Da. Deci 100 de A. Plus 10 B plus 90 B, 100 B. Da, nu, că e 10 B minus B. Ia aduce 10 B și cu 90 fac 100 B. Da, minus B 99. Minus 99. 99 plus B, 100 B. 100 B. Deci plus 100 B. Plus 10 C, 11 C, 11 C, minus C, 10 C, 10 C, plus 90 C. Deci plus 100. Plus 100 C. Egal cu 1200. 100 pe lângă A plus B plus C. Dăm pe 100 factor comun. 100. A plus B plus C. A plus B plus C. Egal cu 1200. A plus B plus C va fi egal cu 120. A plus B plus C. 12 pe data asta. 12 la 100. 12 la 100. Da. 12. Corect. Da. Și avem... Deci odată am obținut A plus B plus C egal cu 12. Deci avem așa acum. Avem clar. O dată. A plus B plus C egal cu... 12. 12. 7 plus C egal cu 2B. 7 plus C egal cu 2B. Înlocuim pe a doua în prima. Da. Deci în loc de A plus C punem cât? 2B. 2B plus un B egal cu 12. B egal cu 4. Deci bine. Ce tare! Cum am zis eu? Deci 3B. Nu, 2B și cu B. 3B. 3B egal cu 12. Deci B egal cu 4. Deci B egal cu 4. Vedem cum am zis acolo că A plus C egal cu 2B. Deci B egal cu 4. B egal cu 4. Și acum ne ducem în relație 2B.
Da. Pe o înlocuim cu 4 și vine A plus C. A plus C egal cu 8, că dacă scrie da, așa. Egal cu 8 și... Da. Și A și C sunt cifre. A și C cifre. Și din astea două, care sunt variantele care să ne A la... să fie 1 și C să fie 7. Da, da, să fie 0 tot merge. Merge, sigur. Și B să fie... Nu, și 0. A și 0? Da. Atunci avem așa. Prima variantă. B egal cu 8. B egal cu 0. C egal cu 8. A egal cu 0, C egal cu 8. C egal cu 8 și la care punem pe B egal cu 4. B egal cu 4, peste tot. După A egal cu 1, C egal cu 7. A egal cu 8 și C egal cu 0. A egal cu 8 și C egal cu 0. Cu B egal cu 4. După A egal cu 1 și C egal cu 7 și B egal cu 4. C egal cu 7. A egal cu 7 și C e 1. Așa. A egal cu 2 și C egal cu 6, A egal cu 6. Dar și B egal mai puțin, că nu se mai înțelege nimic. Exact. Deci A egal 7, C egal cu 1, B egal 4. Și ai spus pe urmă A egal cu 2. A egal cu 6, B egal cu 4. Și C, B egal cu 4. C egal cu 2, A egal cu 6 și B egal cu 4. C egal cu 2, A egal cu 6. B egal cu 4. C egal cu 3 și A egal cu 5 și B egal cu 4. A egal cu 3, C egal cu 5 și B egal cu 4. A egal cu 3. B egal cu C egal cu 5 și B egal cu 4. A egal cu 3, B, C egal cu 5 și B egal cu 4. Da, și acum... Nu, sau A egal cu 4. Sigur că da. C egal cu 4, B egal cu 4. A egal cu 4. C egal cu 4 și B egal cu 4. Că le-am luat și invers. Da? Corect. Am ajuns până la mijloc. Așa sunt 8 situații. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 văd. 9 avem? 9. 9 sunt, da? Da. De toate. În final, din nou aici vreau să zăbovim un pic. Exercițiul părea destul de dificil la prima citire, dar noi respectăm rețeta aceea. Credem în noi. Da, atenție, dacă veți urmări algoritmul acesta, veți avea șanse foarte mari. Că marea problemă cu care vă confruntați voi și toți cei care ne privesc este asta. Lipsa de încredere. Dar atenție, de unde vine încrederea? Din mult antrenament. Corect. A nu se spune așa. Eu cred, bă, cred că pot face, gata. Dar nu, n-am mai făcut matematică din 2-3 ani. Și cred că pot face. Nu, copii. Dacă înțelegeți, și haideți să remarcăm un lucru. Ușor, ușor, la algebră, Miruna capătă încredere. Nu? Să recunoaștem chestia asta, capătă încredere. Dar vine asta încrederea din ce? Bănesc că ușor, ușor va începe să lucreze fără ca mama să o mai înceapă. Așa se întâmplă la casă. Deci, la casă ea lucrează singură. Deci asta este aspectul cel mai important care trebuie să-l remarcați. În clipa în care lucrezi acasă, simți tu plăcerea, bucuria să lucrezi, să-ți vezi un rezultat, fără să-ți mai ceară mama și tata, este spectaculos. Mă întorc și spun. Când fiica mea era doar în clasa a patra, ajunseseră de a avea teancul de caiete lucrate până la nivelul biroului. Atenție, până la nivelul biroului. Niciodată, dar niciodată îmi amintesc, nu vă amint, vă spun adevărul pur, curat. Niciodată îmi amintesc să fi spus, du-te și lucrează și tu un exercițiu la matematică. Habar n-aveam. Doar atât aveam. Discuția era așa. Material, tată, material. Adică se aduc culegeri, să-i pun pe masă că le lucrează la un cap la celălalt. Atenție multe. În baza acestui antrenament continuu s-a ajuns în clasa 6 în locul întâi pe țară. Da? Deci în baza acestui antrenament, așa să dragoste, așa să bucurie. Măi, Adi, dar fi avut părinții profesori de matematică, cum să fii tu de 4-5 la clasă? Sau de 6-7? Nu, dar vezi că nu e o legătură aici. Dar eu cred că ea a vrut să demonstreze că... Și de asta s-a ambiționat așa, domnul profesor. Se întâmpla următorul lucru pe care trebuie să-l menționez.
Poate de mică, văzându-ne pe noi, cum corectam lucrări pe acolo, da. Așa, ea zicea, viu și s-a așezat și ea și lucra acolo, corecta și ea. Interesant, da. I-a plăcut. Deci, ea ușor, ușor a început să facă ce făceam noi. Corect, și i-a plăcut. Și i-a plăcut să facă asta, că sunt multe exemple de copii a căror profesor sunt profesor de matematică, cum s-a întâmplat și la noi să fie, dar fără ca ei să aibă dragoste să facă, da, matematică. Da? Deci, tot atât de bine se întâmplă ca din familie unde copiii, părinții n-au tangenți cu matematica, ei se meargă să facă performanță la corect, matematică. Corect, aici, da? Sunt de acord. Sunt foarte multe situații acestea. Este vorba de a-ți face ceva cu plăcere, de a-ți place să faci acel lucru, de a face cu bucurie, de a simți în interiorul tău bucuria aceea de a duce înghesul la capăt. Corect. Și este un joc superb. Deci vă invit pe acest. Vă invităm pe ea să continue să facă acest lucru din ce în ce mai mult. Să mergi să joci pe afară, Miruna, cu prietene, și deodată să amintești, băi, să mă duc să lucrez ceva la matematică. Când ajungi acolo, este spectaculos. Sau să ai o problemă în minte. La care să lucrezi suplimentat sau ceva. Nu se pune problema să ai o zi. Să treacă. Pentru noi poate să fie un model, deci ea poate să fie un model și să ne tragă din ce în ce mai mult. Mai facem un exercițiu, da, cu profesor? Imediat. Am spus așa, nu ne depărtăm de la un exercițiu niciodată până când nu mai aducăm o privire să vedem care au fost lucrurile importante pe care să le țin. Să vadă dacă știm să scriem numărul acela periodic. Sigur că da. Deci A plus C egal cu 2B a fost o observație cât de cât făcută de tine, aceea că suma numerilor, de ce ai spus B-ul să fie 4? Că suma numerilor să fie 8, m-am gândit. Dar de ce să fie suma numerelor 8? Suma numerelor? Pentru că A plus C să nu dea mai mult de 8, nu? Deci A plus C putea să dea. Păi nu, dar din logica lucrurilor nu putea să fie așa. Că A și C puteau să fie până 9, adică A și C puteau mai puțin de 9, că zice diferit de 8. 8 și 8, 16. Păi da, dar atunci B-ul, 2 ori B, m-am gândit... 2 ori 8, 16. 2 ori 8, 16, dacă B-ul era 8. V-ați gândit dumneavoastră, da, la B 8, eu m-am gândit la A plus C să nu dea mai mult de 8. Dar n-ai avut argumente aici. N-am avut argumente. Da, da. Deci tu te-ai gândit la chestia asta. Eu m-am gândit că B-ul e 4. Deci, dar ai forțat mâna aici. Da, corect. Că poate să fie B-ul 8, 2 ori 8, 16 și A și C să fie la rândul 8 și 8. Păi da, 16, cum puteam? 8 și 8. Și acea soluție era doar 8, 8, 8. Toată. Poate să fie 8, 8. Deci dacă ai argumente să te oprești la, da, cine? La B4. B4. Așa. Adică după antrenament, după lucrul acesta. Și atunci, sesizând că n-am vrut să întreb lecția acolo, sesizând că asta este o slăbiciune a ta în relaționamentul B egal cu 4, da, am dus regășiți, mi-am apucat de treabă, pentru că secretul se afla în scrierea aceasta. Aici autorul a vrut să vadă Să scriem numărul periodic mixt în fracție ordinară. Dar să descompunem. Da? Să scriem chestia asta. A vrut, pe urmă, să ducă până la capăt cu introducerea întregilor fracții. Da. Mai departe că BC, 10B și C plus C. Plus C, da. Nu BC, nu lăsat BC. Da. Atenție, a fost șansa că s-a scăzut aici doar un număr format dintr-o singură cifră, dacă ar fost de două cifre, minusul acela afecta și cifra unităților și a zecelor. Corect, corect. Lucru pe care l-am învățat noi data trecută. Corect. Da? Deci de aceea, aici a fost minunat că a fost scăzut doar o singură cifră. Dacă ar fi fost număr scăzut din două cifre, adică dacă partea neperiodică ar fi fost din două cifre, atenție că acolo să scădea. Minusul afectează pe amândouă și pare și 10-le și 100-le. Am mai învățat atenție. Da? Să fim mai atenți. Deci, vedeți, nu ne depărtăm, că de fiecare dată ceva trebuie să ne reținem. Da? Ceva frumos, interesant. Și după care s-a ajuns la relația asta A plus B plus ce fac 12 și de aici e găsit la curs. Am luat-o și pe cealaltă în calcul, că nu ne arată degeaba autorul. Face 2B și aici B-ul este 4. Este clar ca o relație, dar acum lucrurile merg foarte simplu. Frumos. Așa, da. Am avut pe urmă încă ceva de observat, că A plus C fac 8. Care sunt variantele? În care A plus C fac 8 să fie cifră.
să fie cifre. Deci A plus C să facă 8 să fie cifre, toate posibilitățile. Că dacă te oprești la un singur exemplu, una din cele 9 situații, n-ai făcut decât o parte din ingresiune. Adică nu vă dă punctaj maxim, chiar dacă ați muncit. Sigur. Ai făcut totul corect, dar ne-ai surprins la toate sfârșit cele 9 situații. Da. Am mai avea timp de un exercițiu, 21 de la pagina 10. 21 de la pagina. Determinați cifrele A și B. Determinați. În baza 10. Și B. În baza 10. Pentru care are loc egalitatea. A supra B este egal cu B, virgulă A. A supra B. Este egal cu B, virgulă A. Barat. Este că sunt toate cifrele în baza 10, adică e vorba de A și B care aparțin de la 0 la 9. Astea sunt cifre. Dacă cumva mai facem selecții, una B poate să fie 0? Nu. De ce nu poate să fie? 1 supra 0 nu are sens. Un număr. Să împărți la 0 nu are sens. O fracție nu are sens când B e egal cu 0. Deci imediat de aici, B diferit de 0. B diferit de 0. Asta e lucrul spectaculos pe care trebuie să-l ținem. A pe B ar fi egal cu B A pe 10. Deci transformăm. Da. Deci asta s-ar fi scrie echivalent. A pe B este egal cu B A pe 10. A. B ori A, nu B A, B întregi și A pe 10, da? Da. Adică e egal mai departe, deci îndulcim întregi fracții și ar fi echivalent. Cu 10 B plus A. Deci A pe B egal cu 10 B supra 10B plus A, A supra 10, care s-ar traduce echivalent, facem prosul metru plus extremilor, da. Nu? Adică 10A, nu, adică 10, da, 10A A egal cu B ori 10B plus A. Deci egal cu B, B ori 10B B plus A. Plus? Plus AB. AB! Adică da, ne-ai amplificat aici, când ai amplificat aici, Miruna, când ai amplificat aici, neapărat. Deci nu numai A. AB. Deci nu numai pe 10B îl amplificăm cu B, ci pe B tot numărătorul. Cât o fie el de lung. Dar profesor, am zis B ori, deschide paranteză rotundă, 10B plus A. Da, dacă e corect așa, și chiar așa, tot asta. Foarte bine, da. Deci de ce ai zis așa? Deci Miruna a spus așa, B mulții cu 10B plus A, e asta aceeași problemă, la desfacere vine 10B pătrat plus AB, nu? Plus AB, da. Așa. Miruna, hai să vedem acum. Deci de aici avem așa că 10A este egal cu 10B pătrat da. Plus AB. Plus AB. Da. 10B ori 10B nu e egal cu 100B? 10B ori? 10B. Atenție! Nu este 10 la pătrat. Numai B-ul la pătrat. Nu B-ul la pătrat, atât. Deci numai B-ul atât asupra. Descompunem pe AB ca fiind 10A. Nu, dar acolo e A ori B, Hadi. Nu este AB așa. Nu-i barat. Nu-i barat. A ori B, așa e ieșit, nu? Dar mulțime. Dacă amplificăm A pe B cu 10 ca să avem 10A și apoi... Păi tot aceeași chestie. Da. S-a amplificat aici cu 10. Am fost profesorul meu plus extrem. Da, oare de ceva ne zicem baza 10? Cum? Oare de ceva ne zicem baza 10? Nu degeaba, pentru că în mod, există și baza 2 și baza 3 și am vorbit noi, nu? Da. Baza 10, ca să ne spune că cifrele sunt de la 0 până la 9. Corect. Deci avem fără B o să fie 0, da? Deci B pică, are un număr mai mic de încercări. De la 1 până la 9. Așa, deci B-ul aparține mulțimii 1, 2, 3, 4, 5, până la 9. Eu vă propun să începem cu așa, că sunt număr limitat. Da. Deci pentru B egal cu 1,
relația devine? DCA egal cu 10 plus A. Plus A. Adică echivalent. Scădem un A din A din membri. Și 10 egal cu 9A egal cu 9A, că din 10A scădem un A. Așa, 9A egal cu 10. Cât să fie A, încât la mulțire 9 ori cifra asta să facă 10. Păi imposibil. Imposibil. A ar fi 10 pe 9 aici, nu? B egal cu 2. B egal cu 2. Și devine. Deci A egal cu 20. Nu, nu-i 20. 10 ori 9 10 la a doua. 10 ori, ori 2 la a doua. A, 2. 2 la a doua. 40. 40 plus a ori 2. 2 a. Scădem 2 a. Deci vine 10 a scăzut 2 a 8 a. Egal cu 40. A egal cu 5. A egal cu 5. Este o situație care îmi place. Nu? A egal cu 5. Da. B-ul egal cu 2. Poate să fie numai numere pare? Să vedem. Să vedem. Ne ducem la B egal cu... B egal cu 3. Cu 3. 10A egal cu... 10 ori A egal cu... 3 la 2 ai 9. 9 ori 10, 90. Plus 3A. Plus 3A. Scădem 3A. Scădem 3A și mai 7A egal cu 90. 90 plus 7 e imposibil. 7A egal cu 90. Și este imposibil. Deci A egal cu 90 pe 7, 7 care nu-i cifră, da? Da, B egal cu 4. 10A egal cu 160, B egal cu 4. Da. 310A egal cu 160. 160. Plus A ori plus 4A. Plus 4A. Scădem 4A. Și am avea că 6A egal cu 160, deci... 6A egal cu 160. Și e imposibil. Egal cu 160 pe 6, da? Da. Imposibil. Iată, adică nu se justifică ideea ta, da, și 4 nu mi-a oferit. B egal cu 5. B egal cu 5. Tu te gândeai numai la pare, n-aveam un argument. 10A egal cu 10 ori 5 la a doua, 250. 250. Plus A ori 5. Plus 5A. 5A. E bun. Scădem 5A și vom avea că 5A egal cu 25. 5A egal cu 250. 50, împărțim prin 5, pentru că A egal cu 50, nu? 50, A egal cu 50, da. Este. A egal cu 50. Da, 50, dar nu este cifră. Da. Deci, deja am sărit. Gata. Se pare că din ce, de acum cu câte am mai mare, da. Mai sunt, dar e... Dar ce nu mai egal cu 2 și A egal cu 5. Sigur că da. Aici... Asta puteam limita și noi la B, B pătrat ăsta ori 10, aruncă foarte mult, nu? De ordinul sutelor se duce. Iată, aici se întâmplă ce număr apare aici. La B egal cu 2, B egal cu 3, B egal cu 4, se duce foarte mult. Vedeți voi, analizați cum puteați limita. Mai rămâne un caz, ca să nu căutăm toate cazurile, chiar și noi aici am eliminat, după observația. Păi gata, de la B egal cu 5A o dă 50, B da, egal cu 6A dă 90. Vă întreb ca temă să încercați să descoperiți din exercițiu de ce puteam să ne oprim la B egal cu 2. Egal la cu 3, de la 3 încolo nu mai merge. Da? De ce puteam limita încercările? Dintr-o observație făcută. Da? Încât am observat de acum 4-5 că... Din 5 mai mare. Da? Dar să fi văzut dinainte, fără să încercăm. Da? Vă las pe voi să faceți asta. La așa, dar, dragilor... Vă mulțumim că l-ați urmărit pe Grafana și vă dorim o zi bună în continuare. Nu uitați de like și share. Așa să fie. Ne vedem mâine cu geometrie în deosebire. Geometrie, da, da.